Bun venit încă o dată la eliberareemoțională.ro. De data aceasta nu pentru a împărtăși nou conținut, ci pentru a-ți da vești despre cât de bine ne simțim noi în sesiunile de respirație. De asta am ales să înregistrez imediat o astfel de sesiune pe covorașul și în locul în care îmi vin cele mai bune idei, în care am cele mai frumoase viziuni în care simt pacea interioară care mă însoțește pe parcursul zilei, dacă fac sesiunile dimineața sau pe parcursul nopții, dacă le fac seara. Avem aceste două grupe, miercurea și sâmbătă dimineața și lunea și joia seara de la 19, dimineața miercuri de la 7, sâmbătă de la 8. O parte dintre prietenii noștri aleg ambele grupe, astfel încât din 4 zile pe săptămână să se asigure că reușesc să ajungă cel puțin la 2-3 dintre ele, dacă nu la toate. Peste 50% din prieteni sunt deja împreună cu noi de 8 luni, intrăm în a noua lună, acum pe data de 1. Fiecare grupă începe pe data de 1, se termină la finele lunii. Este vorba de practică, de un tip de abonament, așa cum am merge la sală, așa cum am merge să facem alte activități care ne aduc beneficii, avantaje. Avantajele aduse de respirația conștientă cu Swami Prakash, așa cum le practicăm noi cu călugărul din India, pe care l-am cunoscut cu câțiva ani în urmă și de la care am învățat tipul acesta de respirație. E inedită pentru că e un program făcut de el în cei 7 ani de peregrinări prin peșteri, prin munți, când a primit inițieri importante. Dacă îl cunoști, simți că ți se lipește de suflet și vrei să mergi mai departe cu el. Da, am putea să facem și singuri, după ce învățăm să facem cu el. Nu sunt lucruri complicate. Complicat e să te ții de program și să stabilești un ritm care e optim pentru tine, dacă nu ai disciplina de a face acest lucru singur. Eu n-am avut-o, a trebuit să mă roage o prietenă să o ajut și atunci am descoperit, făcând pentru ea, dorind să o ajut pe ea, am făcut 3 luni de respirație câte o oră pe zi, în fiecare zi și pur și simplu viața mea s-a schimbat. Asta se întâmpla în urmă cu 2 ani. De aproape un an de zile fac, cum spuneam, cu călugărul din India, care ne e foarte drag. Dacă vrei să te alături grupului nostru, și nu e vorba dacă vrei, e dacă vrei să-ți oferi darul, șansa de a vedea cu adevărat ce poți să obții din această experiență, este inedită. Nu știu și nu mă interesează dacă o să-ți placă sau nu, știu doar că o să te îndrăgostești de rezultate în scurt timp. Îți trebuie cam o lună de practică, astfel încât să simți că nu vrei să mai renunți și să simți că vrei să iei tot ce se poate din ce îți poate oferi respirația atunci când o înveți corect și când o practici. Efectele le vei simți de la primele întâlniri. Ele pot fi, cum spuneam, seara sau dimineața, sau poți alege ambele programe. Sunt multe variante. O sesiune poate să ajungă între 8 lei și 16 lei, în funcție de ce tip de abonament alegi. Prețurile sunt simbolice, astfel încât să plătim toate platformele pe care le desfășurăm activitatea și să facem donații în India către cel care ne învață lucruri pe care nici nu le puteam visa, că le facem și să obținem rezultate pe care nu credeam că le putem obține. Cum spuneam, începem o nouă serie în câteva zile. În fiecare
Lună, la întâi ale lunii începem câte o nouă serie. Poți alege abonamentul lunar sau abonamentul trimestrial. E vorba de practică, practică, practică. Nu se înregistrează sesiunile pentru că de fiecare dată facem aceleași lucruri sau altele în funcție de ce simțim nevoia să repetăm și de care e dinamica grupului, de felul în care ne simte prietenul nostru care ne ghidează. Și fiecare primește ce are nevoie. Învățăm în scurt timp să facem și singuri. Eu sper că vei face în continuare și singur și cu noi acest tip de respirație pe care nu pot compara cu nimic. Din toate tehnicile pe care le fac, pur și simplu aceasta este de bază. Da, lucrez cu tehnici de eliberare emoțională, da, am conștientizări, da, fac exercițiu mental, da, facilitez lucrări pentru grupuri, pentru practicieni ieftini. Nimic nu se compară cu respirația, care este practic piatra de temelie în bunăstare, așa cum o văd eu acum. E posibil să nu fii de acord cu mine, dar asta numai pentru că n-ai încercat și n-ai făcut ceea ce facem noi. Te așteptăm cu orice întrebări sau deja cu inima deschisă să practici. Cum spuneam, cele mai bune idei vin aici. Una dintre ele și drept pentru care am și făcut această înregistrare a fost să pur și simplu să fim gata să restituim acest abonament simbolic așa cum este el. Eu sunt gata să restitui banii celor care la sfârșitul unei luni se declară că ei nu au obținut poate rezultatele pe care le așteaptă, cu o singură condiție: să-mi spui în fiecare întâlnire bună pe căsuța de chat. Ne întâlnim pe Zoom, o platformă online, deci fiecare de pe tablet, de pe telefon, de pe laptop. Fiecare, să-mi scrii dacă știi că e posibil să doar să încerci, să-mi scrii și să știu că ai fost prezent, că ai fost acolo, să te văd la cel puțin 80% din întâlnirile noastre. Posibil să nu reușesc să vii întotdeauna, dar dacă știu că ești și ai făcut treaba, te pot crede că nu obții rezultate. Altfel nu te pot crede că nu obții rezultate, pentru că știu cum sunt obținute ele. Practicând, practicând, practicând. Mintea ne va spune că avem alte priorități, că avem program, că nu putem, și în felul ăsta ne punem întotdeauna pe planul 2 și sănătatea noastră nu e asigurată dacă ascultăm întotdeauna mintea. Am oferit și tipuri de respirație, ședințe gratuit altădată ca să încerce lumea. Ne-am dat seama că nu este o bună practică. Lumea nu știe ce poate obține de la o singură ședință. Vino câteva ședințe alături de noi o lună. Dacă nu îți este de folos, desigur îți vei primi banii înapoi. Dar condiția este să apari, să vii, să faci pasul, să fii prezent în viața ta. Vreau să te ajut să faci lucrul ăsta pentru că noi deja o facem și sper să fie un grup cât mai generos, astfel încât să mergem împreună mai departe. Cu mult drag, pe curând! Pagina Respirație pe site-ul eliberareemoțională.ro. Găsești acolo toate detaliile necesare. Și dacă e nevoie chiar și de mai mult de atât, îmi scrii la info@eliberareemoțională.ro și îți răspund cu tot ce ai nevoie. Numai bine, pe curând!